aici, putem începe cu dumneavoastră locul, da? Bună ziua! Avem astăzi bucuria să facem sfințirea After School-ului. Este o investiție la care muncim de 2 ani de zile. Este un lucru care va aduce un plus valoare învățământului din comuna de Len, pentru că după sfințirea acestui obiectiv vom merge la Fereden și vom sfinți și grădinița de la Fereden, un alt obiectiv care va aduce un plus valoare învățământului din comuna de Len. Și totodată precizez că în această clădire se află și cele 74 de laptopuri și 34 de camere web care vin să completeze cu tabletele care urmează să vină probabil în săptămâna următoare, tot pachetul, pentru a putea să desfășurăm activitatea în condiții foarte bune la nivelul comunii de Len. Investițiile pentru after school, grădiniță și tablete depășesc valoarea de 1,1 milioane de euro. Deci sunt investiții cu valoare de peste 1 milion de euro. Dacă la aceste trei obiective aducem în atenție și școlile care au fost reabilitate și modernizate prin Programul Național de Dezvoltare, unde și acolo avem 1 milion de euro, au fost aproape 5 milioane de lei, 49 de milioane, înseamnă că în ultimii 2 ani am investit la nivelul comunei de Len în ceea ce înseamnă baza materială pentru învățământul din această comună, undeva la 2,2 milioane de euro, ceea ce zic eu că este un lucru foarte bun. Această chestiune aduce un plus valoare pentru toți copiii din comuna noastră și sunt convins 100% că profesionalismul cadrelor didactice din această comună, pe care cu toții îl știm și îl recunoaștem, împreună cu copiii din comuna noastră, va aduce învățământul acolo unde este locul. Am declarat încă din anul 2008, dar cu precădere în ultimii ani, că învățământul în comuna de Len este prioritatea zero, lucru care de altfel se dovedește că nu este doar o vorbă, ci sunt și fapte. Mulțumesc tuturor celor care s-au implicat și se implică în toate acțiunile pe care le desfășurăm noi la nivelul comunei de Len. Mulțumesc colegilor mei de la primărie, care sunt implicați în derularea proiectelor de finanțare europeană, pentru că auzim cu toții vorbind foarte mult și foarte frumos despre tot ce înseamnă finanțări cu proiecte europene. Să știți că finanțările cu proiecte europene sunt într-adevăr oportunități pentru comunitățile locale, dar este nevoie de foarte multă muncă, este nevoie de profesionalism, este nevoie de mare atenție, pentru că sunt finanțări cu fonduri europene și trebuie să fii atent, mi-aș permite eu să spun, și la virgulă. Dar profităm de aceste oportunități și oferim o șansă reală copiilor din comuna noastră. Dacă ar fi să facem astăzi un tur al școlilor din comuna de Len, aici includ școli, grădinițe, astăzi și after school-ul, cu toții am constatat că baza materială la nivelul comunei de Len este una pe care foarte multe localități și-ar dori-o, adică este o bază materială corespunzătoare din punct de vedere material, din punct de vedere al calității cadrului didactic, pentru că trebuie remarcat și lucrul ăsta, degeaba ai o bază materială bună, dacă resursa umană nu este la nivelul așteptărilor. Sau degeaba ai o resursă umană bună, dacă baza materială lasă de dorit. Eu vă doresc din tot sufletul să aveți parte de sărbători cu bine, să fim sănătoși cu toții. Îmi doresc foarte mult ca copiii din comuna de Len să profite la maxim de aceste oportunități care sunt la nivelul școlilor de oraș și să ajungă acolo unde ne dorim cu toții noi părinții, să ajungă să învețe foarte bine, să ajungă oameni de valoare și, de ce nu, să ne mândrim cu toții
noi cei din Comuna de Len, plecând de la cadre didactice, cei care facem parte din administrație, cei care sunt reprezentanții cultelor și nu în ultimul rând părinții, să ne bucurăm de copiii noștri și să sperăm că ei vor duce cu mândrie tatina locului și se vor mândri că sunt cetățeni ai Comunei de Len. Am să îi dau cuvântul domnului vicepreședinte de la Consiliul Județean, domnului Sorin Apoare, după care o să rog pe doamna Creangă să ne adreseze și dumneavoastră câteva cuvinte. Mulțumesc, domnule primar. Bună ziua, în primul rând. Și mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să văd o asemenea investiție într-o comună din județul Iași. Așa cum spunea și domnul primar, din nefericire nu sunt foarte multe astfel de investiții, dar la cum arată lucrurile la Delen, se pare că comunitatea merge din ce în ce mai bine și asta datorită administrației. Nu este foarte multe primării fac investiții din fonduri locale, se împrumută sau așteaptă bani de la Guvernul României, dar prea puține accesează fondurile europene, pentru că, așa cum spunea și domnul primar, este mai dificil, mai complicat și trebuie mai multă atenție, dar aici este un exemplu că se poate. Și astfel de investiții sunt stârnesc invidia chiar și în rândul orașelor. Nici în municipiu, așa nu știu dacă sunt asemenea o investiție cum este acest after school și țin să vă felicit pe această cale și consider că rolul administrației, rolul primăriei este să pună la dispoziția cadrelor didactice tot ce este necesar ca infrastructură, iar cadrele didactice să-și pună în valoare calitățile pentru a da rezultate cât mai bune pentru copii. Vă mulțumesc încă o dată și vă felicit. Mulțumim și noi. Da, bună ziua tuturor. În această perioadă, să zicem, plină de provocări și de restricții, suntem bucuroși să ne aflăm astăzi aici la acest eveniment important al Comunei de Len. Eveniment care marchează, zic eu, reușita mai multor echipe, pentru că nu este ușor să ajungem să inaugurăm un after school decât dacă s-au implicat multe persoane și felicit pe această cale domnului primar, pe domnul primar, împreună cu cei de la Primăria de Len, pentru că au fost mulți care s-au implicat. Nu putem uita și Consiliul Local care a aprobat toate, să zicem, fondurile sau etapele proiectului. Și de ce nu, în ultimul rând, constructorului domnului Enache Dumitru, care de adevărat a făcut ceva deosebit, a lucrat de calitate și ne bucurăm că în comuna noastră toate investițiile care sunt și care vor fi de calitate, pentru că e un lucru important ca învățământul de la sate să concureze cu cel de la oraș. De ce nu trebuie să se bucure și copiii din sat de investiții serioase, adaptate la cerințele actuale și de adevăratele, într-adevăr, noi putem spune că da, în Comuna de Len vom face și am făcut învățământ de calitate. Mulțumim foarte mult! Nouă cadrelor didactice din Comuna de Len ne revine sarcina de a aduce veselie în acest spațiu, în această unitate. Ne vom dedica în așa fel încât copiii care vor veni aici vor trece pragul acestei unități să se dezvolte, să-și dezvolte personalitatea, să devină copii independenți, pentru că, într-adevăr, sunt provocări și dacă nu ești pregătit pentru a face față provocărilor în viață, nu reușești. Rolul nostru este ca acești copii să reușească în viață, să le fie ușor și cred că cu toții ne vom bucura să ne jucăm împreună, să facem cursuri de dezvoltare personală, să-i ajutăm pur și simplu să devină copii care să se bucure de viață. Este un lucru minunat să fii fericit în viață și cu puține lucruri și cu puține, să zicem, nu dorințe, ci mai mult vise care sunt realizabile, te fac să te simți bine, să ai o stare de bine și să fii fericit. Mulțumim încă o dată domnului primar pentru tot efortul pe care l-ați făcut. Știm, eu știu personal, pentru că și eu m-am implicat și știu că a fost de foarte multe ori greu să reușim, să reușiți să le scoateți pe toate la capăt, dar prin perseverență totul a fost posibil.
Sănătate multă și, dragi copii, abia așteptați, cred, să veniți aici, să vă jucați, să învățați, nu? Da. E adevărat? Mai ales că o să aveți acces la tot ce este nou și modern. Încă nu ați vizitat, să vedeți. Așteptăm, suntem nerăbdători. Da, încă nu au vizitat, dar vă veți bucura cu toții când veți vedea ce condiții s-au realizat aici, în acest spațiu deosebit. Mulțumim încă o dată, sănătate și multe bucurii să avem. Și Moș Crăciun să vă aducă multe, multe daruri tuturor. O să mai fac o precizare, o să te rog să lași colacul pe masă ca să-l sfințească părinții, după care o să gustăm din el. Mi-am dorit foarte mult să facem această slujbă de sfințiri aici și la grădinița Feredeni, pentru ca prin această slujbă să ne întărească și să ne dea putere nouă tuturor celor care suntem implicați și cei care vor trece pragul acestor investiții care sunt făcute aici, pentru că, știți, am spus întotdeauna, fără credință în Dumnezeu, fără sprijinul divin sau, cum să spun, că de multe ori și gândurile nu ne vin așa doar, să ne dea Dumnezeu tuturor gândul bun și prin slujba care urmează să o facă aici Părintele Vasile și Părintele Ionuț, să ne învrednicească pe toți, să ne dea putere să trecem peste toate provocările care sunt din nefericire în zilele noastre și ne afectează într-un mod direct, aș spune eu, atât viața noastră cât și viața copiilor, dar cu siguranță vom reuși să depășim și acest moment și lucrurile vor reveni, zic eu, din nou la o normalitate pe care ne dorim cu toții. Cerești mângâietorule, Duhul adevărului care pretutinene și toate le împlinești și visierul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pre noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. În postul Crăciunului, care prin excelență este un post al milostenii, și un post prin care eu am mâinilor întinse către cei care au nevoie, eu cred că așa a rânduit bunul Dumnezeu, că acum, cu câteva zile, câteva zile înainte de Marea Sărbătoare a Nașterii Mântuitorului, să inaugurați acest autoscul care, într-adevăr, este ceva. Fii cu voi, să ne mântuiți pe noi, să ne mântuiți pe noi. Părinți. Este o zi cu emoții pentru noi astăzi. Avem bucuria de a inaugura grădinița cu program normal Feredeni, structura școlii gimnaziale Poiana. Țin să mulțumesc în mod deosebit
primăriei de Leni, domnului primar al Comunei de Leni, domnul Grigorean Dumitru, și Consiliului Local de Leni, pentru tot efortul depus și pentru foarte buna colaborare între școală și primărie. Vă mulțumim, domnule primar, și vă rugăm să luați cuvântul dacă... Bună ziua, mă bucur foarte mult să fiu astăzi aici alături de dumneavoastră. Știți, luna decembrie este o lună deosebită pentru noi toți prin prisma faptului că este o lună în care s-a născut Iisus Hristos și este o lună a bucuriei și o lună în care cu toți învățăm să fim mai buni și mai darnici. Astăzi sfințim grădinița de la Feredeni, un obiectiv pe care ne l-am dorit foarte mult pentru acest sat, pentru acești copii minunați, pentru acești părinți deosebiți, pentru cadrele didactice din satul Feredeni, din comuna de Leni, pentru că este un obiectiv pe care îl meritați cu prisosință. A fost o investiție cu foarte multe peripeții. A fost o investiție un pic mai complicată, datorită faptului că pe momentul sau în momentul când desfășurăm anumite proiecte cu fonduri europene, cu finanțări guvernamentale, depindem foarte mult de cei cu care colaborăm. Am avut o experiență neplăcută că a trebuit să reluăm licitația la construcția acestei grădinițe, pentru că ea trebuie să fie gata la începutul anului școlar, trebuia dată în funcțiune, dar nu s-a putut lucrul acesta, a trebuit să reluăm procedura, să reușim să găsim un constructor care să poată duce la capăt acest minunat proiect și mă bucur foarte mult că am reușit să finalizăm această investiție. Astăzi am sfințit și after school-ul de la Deleni. Este tot o investiție făcută prin fonduri europene. Această grădiniță, la fel, este făcută prin fonduri europene și cu cofinanțare de la bugetul local. Și ca să închidem acest cerc, tot în luna aceasta am finalizat și achiziția de tablete pentru copii, laptopuri și camere cu web. Toate aceste trei investiții cumulate au o valoare totală de peste 1,1 milioane de euro. Sunt bani care cu siguranță vor crea condiții bune pentru copiii din comuna noastră, pentru cadrele didactice și cu siguranță așteptările părinților, pentru că cea mai mare bucurie pe care o au părinții este ca copilul lui și copiii dumneavoastră, copiii noștri, să aibă condiții foarte bune de învățare și să ajungă în viață oameni de valoare. Cel mai de preț dar al omului, știți care este? Să ai carte. Pentru că dacă ai carte, ai parte. Și întotdeauna, niciodată nu te vei simți, indiferent unde te afli, într-o postură de inferioritate, dacă ești un om pregătit și ai carte. Eu vă doresc din tot sufletul să fiți sănătoși cu toții. Să vă bucurați de această oază frumoasă din satul Feredeni. Vă aduceți aminte cu toții cum arăta grădinița de aici. Cu siguranță, probabil, acum câțiva ani, nimeni nu și-ar fi imaginat că vom avea parte de realizarea unei asemenea investiții aici. Este meritul dumneavoastră a tuturor. Mulțumesc pe această cale colegilor din aparatul de specialitate a primăriei. Mulțumesc colegilor din Consiliul Local, celor care se implică și sunt devotați proiectelor Comunei de Leni. Mulțumesc în egală măsură cadrelor didactice, directorilor, cu care avem o foarte bună colaborare. Mulțumesc în mod special părintelui Fotea, părintelui Protopop de aici și doamnei preoteze pentru implicarea în pregătirea celor două grupuri, Hurgheșul și Hurgheșelul. O să fac un anunț important în ședința de Consiliu, pentru că trebuie să spun și asta aici, pentru că de aici a plecat, ăsta este izvorul de unde a plecat performanța pe care nu visa nimeni, ca Hurgheșul, cred că așa-i părinte, ei sunt seniorii, au participat la un festival internațional, unde s-au prezentat cu o înregistrare
a unui dans și au luat locul 1 la Dubai. În Dubai. Deci este un festival internațional. N-am visat niciodată așa ceva, nici eu, nici părintele n-am. În schimb a fost o oportunitate de care am profitat cu toții și cu bucurie și mândrie vă spun că Hurgheșul de la FRD a ajuns să fie vizionat la Dubai, la un festival internațional și să primească locul 1 dat de un jury internațional. Ceea ce spune totul. Vă felicit pentru toată activitatea. Vă doresc dumneavoastră părinților sănătate multă, bucurie, să vă bucurați de acești minunați copii, iar vouă copii vă doresc din suflet vacanță plăcută și să știți că mereu o să facem tot ce este posibil ca viața dumneavoastră în cadrul comunității, în cadrul comunii noastre să devină una normală și una mai bună. Să fim mândri că suntem cetățenii ai Comunei de Len, să fim mândri că suntem elevi ai școlilor din Comuna de Len, să fim mândri că suntem cadre didactice în școlile din Comuna de Len și pot continua. Încă o dată, sărbători cu bine, gânduri bune, sănătate multă tuturor și Dumnezeu să ne aibă în pază. O să rog și pe domnul vicepreședinte să spună. Mulțumesc, domnule primar. În primul rând, mulțumesc pentru invitație. Vă spun sincer, am rămas plăcut surprins ce am văzut astăzi la Delen. Am fost la inaugurarea After School-ului și acum la inaugurarea acestei grădinițe. Și nu spun asta pentru că sunt aici, dar arată un pic mai bine asta. Proiect diferit. Pe lângă felicitările care trebuie aduse administrației domnului primar, cred că este de remarcat și ceea ce a făcut constructorul aici și țin să-l felicit. Într-adevăr, o grădiniță cum nu prea vezi în județul Iași, credeți-mă că am fost la multe inaugurări, dar ce văd aici, într-adevăr, e ieșit un pic din comun în sensul bun al expresiei. Vă felicit încă o dată, domnule primar. Și vreau să vă asigur și tot sprijinul nostru al Consiliului Județean Iași. Iar dumneavoastră vă urez sărbători fericite și să ne ajute Dumnezeu ca anul care vine să fie un pic mai bun decât cel care se încheie acum și să reușim să scăpăm și de măscuțile astea, să ne vedem în continuare de viața noastră. Vă mulțumesc! Vedeam la acum și pururea și întregii veci, Doamne. Amin. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Înviatorule, Duhul Adevărului, care pentru tine nește toate le împlinești. Viserul bunătăților și dătătorului de viață, vino și te sărășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăcinea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pre noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, ne iartă nouă greșoalele noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Precum case lui Zacheu s-a făcut mântuire Hristoase cu intrarea Ta, așa și acum cu intrarea Sfinților Tăi slujitori și cu aceșa Sfinților Tăi îngeri, de pace casei Tale și cu milostivire o binecuvintează, mântuind și luminând pe toți cei ce vor locui în ea. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluie!
miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care e binevoit, a intrat sub acoperământul vameșului Zahiu și te-ai făcut mântuire lui și în toată casa lui, însuși acum păzește nevătămați de toată răutatea pe cei ce voiesc a învăța și aici și aduc ție rugăciuni prin noi nevrenci, binecuvântându-i pe dânsii și instituția aceasta și păstrând totdeauna viața lor nebătuită și dăruindu-le cu îndestulare toate bunătățile tale spre folos prin binecuvântarea ta. Că ți-este cu bine toată slava, cinstea și închinăciunea. Împreună cu cel fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunul și de viață, Făcătorul tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Și Duhului tău. Capetele, să vășim lucrul cel bun fiecare în dreptul lui. Dumneavoastră, domnule primar, domnule vicepreședinte, ați dat dovada faptului că sunteți alături de noi și sunt de 19 ani aici, în satul acesta, și am văzut cam tot ceea ce era de văzut, însă, cum a spus și dumneavoastră, domnule vicepreședinte, așa ceva n-am crezut că o să văd, cum n-am crezut că o să văd și asfaltul, îi spun autostrada soarelui, de la Meglău până aici, și acum ne revine și nouă o responsabilitate, atât cadrelor didactice, cât și părinților, cum a, în mod deosebit părinților, cum a subliniat și doamna viceprimar, ca să împlinim tot lucrul cel bun legat de acești copii. Tot ceea ce înseamnă educația lor, de la cea intelectuală până la cea spirituală, tot ceea ce ține de educație. Și credeți-mă, vă spun, pentru că am două grupuri de copii pe care le coordonez cu soția mea de ceva vreme, esența unor rezultate remarcabile țin de locuri ca acesta. Adică trebuie să ai un loc unde să te întâlnești, să socializezi și să te pregătești. La orice, în orice domeniu este așa. Așadar, noi mulțumim Domnului că am prins vremurile acestea în care să avem asemenea locuri. Vă mulțumim și dumneavoastră și Bunul Dumnezeu să vă aștepte să vă împlinească tot gândul cel bun. Doamne ajută! Mulțumim.